Bună seara, dragii mei, sunt Tarotela cu o nouă etalare pentru cei cu Soare, Lună, Venus, Ascendent, Nodul Nord în Leu. Etalare pentru decembrie. 2020, ultima lună din an, eventual se poate resimți și la începutul anului viitor. E drăguț ce aveți. Aveți asul de aer, un soi de as de spade, adevărul. Vreți să manifestați adevărul, să comunicați drept, Doamne ajută. Bine, acum evident că lucrurile se schimbă și în funcție și de aspectele planetare pe care le mai aveți, dar în principiu este o energie victorioasă care ar trebui să manifeste dreptate. Rămâne de văzut ce alte cărți apar. Vă doriți adevărul, vă doriți să rezolvați niște probleme de comunicare, eventual comunicare în familie cu 10 de pământ, comunicare despre moșteniri, despre familia voastră, vreți să aflați adevărul într-o chestiune care ține de genealogie, de tradiții, de cultura din care vă trageți. Vreți să dați măștile jos. Vreți să dați măștile jos și să înțelegeți lucrurile dintr-o nouă perspectivă. De ce a trebuit să vă nașteți într-o anumită familie? De ce aveți familia pe care v-ați făcut-o? Sunt niște lucruri pe care vi le doriți să le înțelegeți. Eventual, unii vă doriți o nouă, vă doriți o nouă familie, dar o familie care manifestă adevărul. Aveți 8 de cupe de apă, de fapt, noi de cupe de apă, sub această 10 de monede. Și ce frumos, foarte frumos. Pentru că 8 de cupe înseamnă pe cineva, înseamnă o detașare emoțională de situații neplăcute și concentrare pe creșterea voastră emoțională. Vă concentrați pe creșterea voastră emoțională, spirituală, echilibru dintre minte și corp. Interesant că a apărut și la săgetător dintre masculin și feminin. Deja am amestecat cărțile, au vrut să se oprească tocmai aici. Vreți să manifestați. Iar asul de spade și de aer și asul de monede. Protecție. Protecție. Să puneți sămânțe într-o nouă direcție. Pentru că aveți de lăsat niște măști în spate. Ale voastre sau personaje care au avut niște măști. Chiar ale noastre. Pentru că de multe ori noi trăim proiecțiile familiei. Că tot a venit aici familia. Trăim proiecțiile familiei, a societății, nevoia de stabilitate financiară și, de fapt, nu conștientizăm ce avem noi cu adevărat nevoie. Și pentru unii care v-ați străduit să vă echilibrați mintea și corpul, frumos ar fi și latura voastră feminină și masculină, și ați făcut această curățare emoțională și energetică, v-ați echilibrat, iar trei cărți care vorbesc de echilibru și curățare energetică, începe să manifestați. De fapt, ați început. Că asul de monede apare undeva în trecut. Ați început să manifestați acest echilibru. Oh, da, ce interesant. Ați început să manifestați acest echilibru, chiar dacă în preajmă ați avut oameni prefăcuți, chiar dacă ați trăit proiecții care țin de stabilitatea voastră, ați crezut că anumite lucruri vă oferă stabilitate, dar de fapt ele nu v-au oferit. Și aici este adevărul pe care începeți să-l manifestați. Vă dați seama că familia în care a trăit-o, pentru care v-a sacrificat, de fapt nu vă oferă stabilitate. Că este familia din care vă trageți sau familia pe care v-ați făcut-o, iar poate să varieze. Două cărți în care se dau măștile jos. Două cărți. Da? Ia uite. Toate, dar foarte diferite. Aici cineva plânge și nu vede, aici deja vede. Da? Dacă la un dat în momentul în care v-ați dat masca jos și ați înțeles proiecțiile pe care le trăiți, ați plâns și n-ați văzut viitorul, în timp ați început să manifestați, ați pus sămânța adevărului, a dorinților voastre de echilibru. Da? Ați însămânțat această nevoie de echilibru, de abundență dintr-o altă perspectivă și începeți acum să trăiți acest adevăr, să înțelegeți ce înseamnă să-l trăiți, să înțelegeți. Și să manifestați adevărul în relația voastră. Hai să mai vedem ce alte cărți mai apar. Supărați, 4 de cupe, acasă. Supărați acasă.
Sau, bine, relația cu flacăra voastră geamănă. Supărați. Sau, altcineva e supărat pe voi acasă. Iar două cărți, 4 și 4, care mi-arată casa patra a familiei. Lacrimi, dezamăgiri, unii dintre voi. Sau cineva e supărat pe voi acolo. Acasă. Acasă nu mai e ca acasă pentru unii. Revin. Ați trăit cu un suflet pereche. Suflet pereche poate să fie și fratele și sora și mama și tata, da? Un suflet pereche care v-a mințit într-un fel sau altul. E o colaborare. Poate să fie și o iubire frățească, platonică, de familie, da? Acasă ați învățat să vă echilibrați în această necolaborare cu mincinosul și doi de cupe, nu văd o colaborare. Eventual, cu un personaj care a fost destul de dur în exprimare și destul de iute la mânie în felul în care acționează. Ați învățat să vă echilibrați și să manifestați compasiune, dragoste față de voi, pentru că știți, conștientizați, cei care ascultați și voi tarotul de mai mult timp, conștientizați că dacă nu vindecați aceste traume din familie, din relațiile pe care le-ați trăit, nu puteți să manifestați adevărata dragoste și flacăra geamănă. Și lucrați, ați lucrat, ați lucrat. Temperanța, cu răbdare. Ați încercat să vindecați această relație. Repet, poate să fie oricine, poate să fie un iubit, o iubită, cineva din familie, rude, prieteni. Care se avântă, un personaj care se avântă, nu vreau să dau zodii, care se avântă și are un stil de a comunica care unor doare. Încheiați acest capitol. Încheiați. Hai să vedem ce alte cărți mai apar. Ne amestec ca să nu revină. Ok. Soare, Lună, Venus, Ascendent, Nod, Nord, Leu. Decembrie 2020. Încheiați 2020 în termeni buni. În primul rând cu voi. În primul rând cu voi, că poate nu o să puteți cu toată lumea, dar în primul rând cu voi. Am văzut puterea. Sunteți puternici, dar ca să manifestați această putere, vă abțineți în prea multe. Prea multe. 7 de monede. 4 de bute. Echilibru, da? Am zis echilibru acasă, e bine. 2 de cupe, hai să vedem. Uf, 5 de monede. Uf, cavalerul de spade. Valetul de cupe. 4 de spade. Uf, 8 de spade. Ce să zic, știind ce poziții planetare vor fi la anul, într-un fel e de așteptat. Într-un fel e de așteptat, pentru că Saturn și Jupiter va fi bine, mă, când Jupiter doar în opoziție cu Soarele și planetele voastre din Leu, e ok. Dar este și Saturn și sunt și niște quadraturi destul de intense. La anul va fi un an intens, cel puțin intens. Restricțiile deja le resimțim a nu știu câta oară. Și vor fi momente grele. Justiția. Iar o chestiune de dreptate, de tribunal, de acte. Vrei să manifestați victorie. Într-o situație pe care tot ați așteptat-o. O situație pe care tot ați așteptat-o. La care v-ați gândit foarte mult. Vrei să manifestați bucurie? Dar v-a stresat foarte mult pentru această bucurie. Vreți să vă întâlniți sufletul vostru pereche, dar ați așteptat mult, mult. Și totuși. Și totuși.
ca să vă puteți, să puteți manifesta victorie în acest sens, cum am zis mai devreme, sau în bucurile pe care le-ați tot sperat, anticipat, la care v-ați tot gândit, orice om își dorește le bucurii, trebuie să manifestați, dreptatea asta se poate manifesta în multe, inclusiv în separări. Justiția înseamnă și unire și separare. Că asta e balanța. Ca să echilibrezi ceva, trebuie să te rupi de altceva. Sau trebuie să mai iei de pe cântar, cum să fac altă imagine, să creez altă imagine, să mai iei de pe cântar dintr-un anumit taler ca să echilibrezi ceva. Adică tot trebuie să rupi ceva ca să se echilibreze. Oricum vă doriți adevărul, justiție, dreptate. Acum știți cum e, că fiecare o vede în felul lui. Dar niște chestiuni care țin de tribunal foarte mult pentru unii, discuții de care nu sunt foarte confortabile. În fine, în trecut, 7 de monede. Șapte, patru, casa voastră a patra și casa relațiilor. Ați așteptat în casa relațiilor. Ați aștepta să creați ceva stabil. Ce simt? A, în ultima vreme, să vă vindecați de niște situații din trecut. Acum că de 7 ani încercați să vă vindecați. Pentru unii. Sau în ultima vreme, că e trecut, în ultima vreme ați încercat să investiți într-o nouă casă care va aduce echilibru și va aduce vindecare și va aduce, eu știu, ce vă mai aduce. Știu că mulți lei, și nu doar lei, s-au gândit în ultimul an de zile, de situațiile prin care am trecut toți, să investească într-o casă. Clar, ați investit într-o casă. Ca să vă asigurați vindecare și echilibru. E drăguț. Eventual, unii dintre voi ați fost informați și pe cale divină că trebuie să investiți într-o nouă casă, într-o nouă direcție. Acum că poate nu toți ați reușit să investiți, că nu toată lumea are bani, da? Să cumpere o casă sau un teren. Însă unii dintre voi ați obosit acasă. O, da... Cei care nu și-au cumpărat casă au obosit în vechea casă despre care am tot vorbit. Acolo unde au fost niște probleme. Unii dintre voi ați obosit acasă și acolo trebuie să vindecați niște traume acasă. Niște traume acasă. Însă, dragii mei, asta v-a adus putere și iluminare, că am văzut și puterea. Cei care lucrați pe direcții spirituale v-a adus puterea și iluminarea, suferința și așteptările și traumele pe care le-ați trăit acolo. În prezent aveți 2 de cupe, 5 de monede și cavalerul de spade. O să vreau să clarific la un moment dat. Însă, pe scurt, vă doriți o colaborare eventual cu un semn de pământ sau cu un semn de aer? Pentru unii, vă doriți o colaborare pe care ați așteptat-o. Sau în care să investiți și voi și personajul respectiv în ceva care vă aduce stabilitate. Însă trebuie să mai așteptați. Trebuie să mai așteptați. Chiar dacă vă cam stresați pentru această colaborare. Unii dintre voi aveți probleme financiare și vreți această colaborare tocmai ca să vă schimbați energia, nu? Să ieșiți din problemele financiare. Dar vine cineva cu o veste, cavalerul de spade. Interesant. Vine cineva cu o veste. Într-un mod neașteptat. Nu așteptați acest personaj să vină. Acum o să clarific. O să clarific să vedem cu ce energie vine, bună sau nebună. În viitor apare valetul de cupe, nevoia de vindecare, de comunicare de la suflet la suflet, un mesaj de suflet, care reușește să vă aline, să vă vindece într-o problemă care v-a obsedat mult timp, v-a ținut pe loc.
8 de spade. V-ați gândit foarte mult la această problemă. Eventual, o să mai discutăm că interpretez și pe vertical. Vine acest acest vale de cupe care va aduce un cuvânt plăcut. Plăcut pentru că e urmat de 4 de spade și 4 de spade o energie calmă, meditativă. Eventual discutați cu cineva care vă calmează, da? Discutați cu cineva care vă calmează și vă învață cum să ieșiți prin meditație, prin rugăciune, prin să vă creați voi niște stare emoționale pozitive care vă pot scoate din niște stresuri create de alții sau pe care vi le creați voi. Ce e drăguț că după 8 de spade, totuși, înspre ianuarie apare valetul de monede. Faptul că materializați ceva. Ori un spor de bani, ori un proiect, ceva, începe să vă urniți. Cu greu, cu eforturi mari, 10 de spade, de bâte, începe să colaborați într-o direcție, să construiți ceva. Și e de bine. Primiți iluminarea și manifestați o stare de stabilitate și de abundență mai încolo, mai de la începutul anului încolo. Da? Valetul de monede. Hai să amestec acum și să-mi spună mie cărțile și Spiritul Sfânt. Clarificăm Cavalerul de Spade. Cu ce fel de vești vine Cavalerul de Spade? Cavalerul de Spade vine cu ce? Vorbește? Iese din 4 de monede. Cavalerul de spade iese din 4 din tipare. Iese din tipare. Cineva care nu a comunicat cu voi. Aha. E un suflet pereche cu care voi nu ați comunicat. Aha. Posibil pentru unii să fie flacăra geamănă și care v-a pus în așteptare, da? V-a lăsat în frig în ceață și vine brusc. Iese din tiparul ăsta și își deblochează inima, ce frumos ar fi. O să mai pun o carte. Da, pentru că e valetul de cupe. Își deblochează inima și vine cu o veste. Acest personaj. Pentru alții, hai să schimb un pic mesajul, pentru alții de care vă doriți această colaborare, vine o veste care vă asigură stabilitate. 4 de monede își dorește stabilitate. Vine un veste, o idee, un mesaj despre cum să vă asigurați stabilitatea, pentru că 5 este instabil, dar 4 este stabil, da? E pe tronul său. N-are foarte mulți bani, dar ăia pe care i-are îi gestionează suficient ca să-și creeze echilibru. Ăla. Practic. Și o să aflați, chiar dacă nu-i personaj, este o veste, o idee, care vine tot așa într-un mod neașteptat. Alt mesaj. O, da, ce frumos, s-a oprit la soare, da, s-a oprit la soare, la bucurie. Pentru unii care, într-adevăr, ați fost lăsați în urmă de un suflet pereche, o flacără geamănă, acest personaj să iasă din tiparul său, să-și deblocheze inima și să vă aducă mesaje emoționale, că este urmat de valetul de cupe, mesaje de suflet, care vă aduc bucurii. Clar că vrea să vă cucerească pe voi, da? 8 de bâte, cavalerul de bâte și soarele. Vrea să vă cucerească. Că vorbim de semnul leului, da? Și uite așa vă vindecați de un stres pe care vi l-a creat acest cavaler de spade la un moment dat. Bine, voi încerca să vă vindecați de mult, dar acum se produce posibil vindecarea finală. Ultima cicatrizare. Hai să mai vedem ce înseamnă 5 de monede. Asta? Ok. 5 de monede. Uf, ce ciudat! Ce ciudat, e singura carte care a venit invers. 10 de monede, da, despre care am vorbit, invers. Ha. 10 de monede invers. Dacă ați fost lăsați de cineva, personaj de care v-am zis, ați fost lăsați pentru că ei aveau o situație acasă dezechilibrată. Pentru alții, problemele financiare pe care le aveți, le resimțiți din cauza problemelor de acasă, din familie, din tradiție, din cultura în care sunteți. Unii dintre voi vreți să plecați de acasă
și sunteți conștienți că nu aveți suficienți bani și aveți nevoie de o colaborare cu cineva. Aveți nevoie de o colaborare cu cineva. Pentru unii, posibil, în momentul în care... ce câte mesaje vin. În momentul în care vreți să plecați de acasă sau... în fine, vă doriți să manifestați un nou loc. Cu un om cu care vă înțelegeți. Apare cineva din trecut, iar 4 de monede, care vine cu o energie destul de agresivă. Să vă distragă atenția. Să vă reînvăluie în mentalul lor. Asta este un alt mesaj selectați-le, vă rog. Ia uite, trebuie să vă luptați pentru noul vostru drum. Ia uite, asul de monede și nebunul și valetul. Trebuie să... sunteți dezamăgiți aici, în casă. Că e familia din care vă trageți, că e familia pe care v-ați făcut-o, iar poate să varieze. Sunteți dezamăgiți unii dintre voi și vreți să manifestați, să luptați. Trebuie să luptați. Da. Vă doriți și voi sufletul vostru pereche și vă înțeleg și vă susțin. Mai ales că sunt și vremuri foarte grele. Dacă ar fi fost alte vremuri, mai ziceam. Clarificăm 8 de spade. Clarificăm 8 de spade. De ce au sărit așa multe? Am văzut regele de spade invers. Cineva nu vrea să comunice. Pentru unii nu vrea să comunice. 8 de spade. Clarificăm 8 de spade. Clarificăm 8 de spade. Ia uite, marea preoteasă. Dragii mei, dacă nu înțelegeți, nu găsiți soluții la o problemă, nu vă mai stresați. E casa 8-a a transformării și asta înseamnă că trebuie să manifestați intuiție. Sunt secrete, casa 8-a țin de secrete, sunt lucruri secrete pe care nu le înțelegeți. Nu le puteți înțelege cu mintea, cu spadele, da? Nici din cuvinte, ci conectându-vă la intuiția voastră. E o situație secretă care iar vă stresează. Pentru unii poate să fie o relație sau ceva. Variază de la om la om. Ia uite, sunteți supărați. De o situație care vă dezechilibrează, nu doar financiar, poate să fie și un suflet pereche. Unul este foarte stabil, celălalt este instabil și aici trebuie să gândiți voi. Ce alegeți? Pe cine alegeți? Și orice alegere pe care o faceți vă aduce lacrimi, pentru că nu e ușor. În fine. Acum, hai să mai citești pe vertical. Deci, în trecut, 7 de monede, 2 de cupe, valetul de cupe. În trecut, a fost un personaj care ați simțit că aveți o conexiune profundă emoțională, da? Aveți o conexiune profundă, un suflet pereche, un suflet geamă în trecut. Cu care ați comunicat frumos la un moment dat, dar destul de imatur. Comunicarea a rămas la un nivel de vale de cupe. Și din cauza acestei imaturități emoționale, chiar dacă sunteți suflete care vă înțelegeți și vă puteți alina și vă puteți susține, unul a fost mai imatur. Din cauza acestei imaturități, ceva nu a mers. Ați obosit investind și luptând și muncind în această relație. Că această investiție și muncă poate să fie doar comunicare, iar variază, nu contează cum ați muncit. Unul dintre voi a muncit mai mult decât celălalt, celălalt fiind mai imatur. Și cel care a muncit a obosit să mai muncească în această relație, casa 7-a relațiilor. Sunt suflete și suflete, ce să mai, suflete perechi și suflete perechi. În trecut ați așteptat întâlnirea cu acest suflet geamă. Și pentru unii posibil a venit și un mesaj. Însă a rămas doar la nivel de mesaj, de iar ceva inconsistent. Dar lecția a fost să învățați compasiunea față de cei care nu pot să manifeste mai mult decât ați fi așteptat voi.
În prezent aveți 4 de monede, de băte, pardon, 5 de monede și 4 de spade. 4, 4, 5. În prezent, acasă. Acasă aveți probleme financiare, poate unii dintre voi aveți niște probleme de sănătate sau cineva acasă are probleme financiare, cineva acasă are probleme de sănătate în prezent. Pentru unii dintre voi, acasă vă simțiți acasă, vă simțiți singuri. Nu aveți compania pe care ați fi vrut să o aveți și trebuie să învățați să vă vindecați de acest sentiment. Trebuie să vă vindecați pentru că nu putem să așteptăm ca cineva să ne ofere fericirea. Fericirea trebuie să o găsim în noi, da? Și o găsim aici, prin spiritualitate. Aici, prin spiritualitate. Dacă vă vindecați de acest sentiment, dacă vă vindecați de acest sentiment, reușiți să manifestați 4 de spade, de bâte, pardon, în varianta sa superioară, reușiți să vă atrageți flacăra geamănă, reușiți să manifestați fericirea aceea în familie, în casă, așa cum e ideal și cum ar trebui să fie. Reușiți să vă bucurați de sărbători, de ce mai vin acum, de nașterea Domnului, da? Dacă vindecați acest sentiment și dacă vă vindecați de niște boli și dacă vă vindecați de acest sentiment că nu aveți suficient bani sau că nu aveți relația cea mai frumoasă din lume, asta e. Face parte din proiecțiile familiei pe care le trăiți. Dacă vreți să nu mai trăiți proiecțiile familiei, genealogia voastră, învățați să faceți eliberările care trebuie făcute. În viitor va veni cineva. Am zis, cum fi în prezent, cum fi în viitor, acum citesc pe vertical. În viitor va veni cineva să echilibreze situații dintre voi. Posibil pentru unii, da? Să-și dorească personajul care s-a purtat imatur, să-și dorească să vină înspre voi și să echilibreze situația dintre voi, pentru că a rămas blocat în gânduri. Oarecum vinovat, se simte acest personaj care, despre care am mai vorbit, care e valabil pentru unii, nu pentru toată lumea, se simte vinovat și își dorește să echilibreze situația dintre voi, să vă vindece, să se vindece și să vă vindece. Pentru că a înțeles intuiția, da, în aceste obsesii și stres mental, a reușit să se conecteze la intuiția sa și să înțeleagă că de fapt ei, cei care v-au produs suferința despre care am vorbit, sau imaturitatea, sau așteptarea, sau oboseala, sau ce-o mai fi fost, da, au înțeles că nu și-au deschis sufletul, că au fost prea pragmatici, prea materialiști, prea fixiți, prea încăpățânați, da? Au înțeles, Doamne ajută! Și doresc să manifeste echilibru, vindecare. Ei, ce să mai e? E greu. E greu când avem de-a face cu oameni care nu sunt la fel de maturi ca noi și apar dezechilibre, apar așteptări, apar lacrimi. E greu, dar Doamne ajută! Aș vrea să mai clarific totuși la Cavalerul de Spade. Mai dăm o carte pentru Cavalerul de Spade. Un detaliu. Ce ar trebui să știm despre acest cavaler? O, lumea! Lumea! Vrea să manifeste o nouă lume. Vrea să iasă din lumea aceea veche. Interesant. Probabil că are o trezire acest personaj. Dacă personajul vine la fel de blocat, dragii mei, dacă personajul care vine la fel de încăpățânat cum a fost cândva, nu mai vorbesc de semne, puteți să vi le luați voi, încheiați acest capitol și gata. Dacă nu vine schimbat, da, și hotărât să vindece, să se conecteze la vibrații înalte, marea preoteasă și echilibru, da, și temperanță, puneți capăt acestui capitol. Dacă acest personaj nu vrea să se schimbe,
Oricare ar fi el, că e din familie, că este un suflet pereche, că e prieten, că e iubit, că e cine or fi, da? Încheiați acest capitol și manifestați nouă dragoste. Pentru unii posibil, pentru unii, nu pentru toată lumea, să fie un semn de aer că se confirmă, care își dorește să schimbe energiile, da? Tăcerea, răceala dintre voi, e determinat chiar să comunice, pentru că vă simte perechea divină, da? Și vrea să oferă o energie stabilă. Acum, poate să fie, să fie semn de pământ. Pe mine asta nu mă interesează foarte mult ce semn este, pentru că știu că semnele variază. Că poate citesc despre luna lor, nu despre soare. De-aia n-aș vrea să vă blocați. E un personaj foarte rațional. Foarte rațional, care n-a știut să-și deschidă sufletul. Dacă în continuare vine încăpățânat și pus pe proiecții, pe învinovățiri, vindecați-vă, dragii mei, de aceste tipare și închideți acest capitol, pentru că aveți lucruri mult mai importante de făcut în anul care vine. Uf! Am obosit. Haideți să vedem energia sexuală pentru unii leuți. Soare, lună, Venus, ascendent. În leu. Interesant că a venit asul de spade, iar semn de spade, semn de aer pentru unii, dar poate să fie ascendent, poate să fie lună, whatever. A venit invers. Invers care înseamnă că sunteți spionați de cineva. Cineva vă urmărește. Cineva vă urmărește. Voi leoaicelor sau leilor, cineva vă urmărește, a, mare grijă, poate chiar vă și vârfește. Oh, da, cu acest tip de carte, valetul de spade invers, posibil să vă și vârfească chiar dacă n-ați făcut nimic cu ei. O să pun cartea la mijloc. Roata norocului, roata norocului, da, e fain, se schimbă energia. Iar apare 5 de monede. A fost o întâlnire cu cineva, că s-a manifestat de câteva ori, că nu s-a manifestat. A fost o întâlnire. Dar doar câteva întâlniri sau doar o întâlnire nu creează relația. Și uite, așa trebuie schimbată energia. Trebuie schimbată energia, trebuie ca cine vrea o relație să-și asume efortul, da? Ca să manifeste, da? Bucurie și pasiune. Hai să vedem. Nu doar așa câteva întâlniri. Nu, așa nu se face relație. Pentru cine vrea relație, că sunt unii care nu vor relație, dar nu mi-aș bate capul să vorbesc despre oameni care nu vor relație. Uite, 4 de monede, interesant. Ia, prea multe astea. De ce fi ieșit 4 de monede? Cineva e plictisit în cuplu. Posibil doamna e cam plictisită în cuplu. Sau doamna, e a doua oară când apare 4 de monede. Sau cineva nu poate deschide sufletul, nu poate să fie relaxat, nu poate să fie. Da, un cuplu. Nu poate să se lase în voia emoțiilor, da. Nu poate să se lase în voia emoțiilor. Probabil că are o lună în semn de pământ. Acel personaj, 3 de monede, am văzut. Leu, soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord, în leu. Regele. Patru. E a doua oară când apare patru. Nu, a treia oară. Ba nu. Odată a fost mai devreme. A treia. A patra oară. Ho, patru, patru, patru înseamnă ceva pentru voi, clar. Cineva vine din trecut. Clar. Patru de cupe. Vine din trecut și încearcă să vă... Ia uite, femeia în roșu. Nu neapărat o femeie în roșu, dar poate să fie și bărbat. Uite, bărbatul ăsta cu pelerina roșie. Cofi cavaler de spade, cofi 4 de pământ, iar aceeași pelerină roșie, o energie marțiană, cineva care încearcă să vă cucerească, da? Încearcă cineva să vă cucerească, dar rămâne de văzut dacă veți primi. Ei vă văd perechea voastră divină, regele de băte. Multă pasiune pentru voi, doamnelor. Poate să fie și invers. Multă pasiune, vă văd perechea lor divină și își doresc să vă protejeze, își doresc să vă cucerească, își doresc să vă convingă să nu vă mai uitați în trecut, că trecutul acesta este cu ei, că trecutul este cu altcineva, își doresc să vă convingă cât mai plăcut să vă atragă atenția, că de fapt voi trebuie să fiți sub aceeași pelerină, sub același acoperiș eventual.
Voi vă meritați unul pe celălalt. Aveți o pasiune. E o pasiune. Oricineva are o pasiune nebună pentru voi și sunt dispuși să lupte, să vă cucerească, să vă... Nu, musai să vă dezbrace. E alt cuvânt caut. Să vă descătușeze. Pasiunea reținută. Reținută pentru ei. Din niște motive. Că au fost niște decepții în viața unuia sau altuia, e o pasiune reținută aici. Pentru unii posibil să fi fost și un doliu, o pierdere. Pentru alții e posibil să nu fi putut să manifestați această pasiune pe care aveți, sufletul acesta pereche, flacăra geamănă, ce-o fi fost ea, din cauza că ați trăit în niște relații, iar vorbim de familie, relații karmice, pe care trebuie să le tăiați. Relațiile karmice vă țin pe loc. Nu vă puteți exprima pasiunea la maxim din cauza unor relații karmice sau din cauza acestei impresii că stabilitatea, banul din acele relații vă oferă... E o impresie. E o impresie. Că acele relații v-au oferit stabilitate. Iau ce frumos! Uite ce frumos! Soarele! Spânzuratul invers, adică vă dezlegați. Adică lucrurile care au stagnat încep acum să se miște. Regina de bâte. Trei de cupe. Iar pasiune. Regina de bâte și regele de bâte. Am zis că vă văd ca pe perechea lor divină și soarele. Așa vă văd ei. Și așa și sunteți. Merita să fiți împreună? Ia-o-te judecata! Pentru unii posibil că sunteți deja legați într-o altă dimensiune și de-aia v-ați întâlnit cu acest personaj, da? Și personajul care vine își dorește și un... E un ouț aici, da? Își dorește și un copil cu voi. Acum, eu zic să lăsați să treacă pandemia și apoi să manifestați copilul. Deocamdată bucurați-vă de simțurile voastre, de pasiunea voastră pe toate căile și în toate felurile. Cum vă convine vouă, conform, evident, principiilor voastre. Evident, nu încălcați principiile, că toți trebuie să avem niște principii. Însă, ce frumos, aveți soarele și ieșiți din stagnare. Din sacrificiile acelea pe care le-ați făcut pentru unii, pentru alții, ieșiți din ele. Nu vă mai uitați în trecut. Nu vă mai uitați în trecut. Patru de cupe. Și dacă voi aveți în preajmă pe cineva care se tot uită în trecut, se tot uită în altă direcție, lăsați-i în pace. Pentru că aveți alt personaj care vă dorește, cu pasiune maximă. Ia uite, soarele, cu care puteți avea clipe minunate și trezire și tot ce e mai frumos. Lăsați trecutul în urmă. Cam atât. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și vă pup! Pa, pa!